Vă salut, sunt Gabi, ne aflăm pe barajul Budeasa. Să vedem și barajul Budeasa cum arată. Mai am câteva minute de filmat. Am pescuit jos la cădere. Ia să vedem aici. Și acum am zis să urc să fac puține încercări pe aici pe barajul mare din Budeasa. E un val acolo, dar nu cred că e de la pește, am văzut un pescăruș. Să iau bățul montat cu plumbuleț și cu muște pe fir. Să cobor jos aici la baraj. Ideea este din dacă avem priză la Adidas. Capul luat este ud. Să nu stăm în zonele cu mâzgă din asta nu prea indicată. De este alt să vină de să avem priză bună la pantof. În zonele mai albicioase așa, da? În celelalte care sunt mai închise e risc mare să alunecăm. Foarte atenți. Unde pe astea s-a mai uscat de la soare. Am văzut activitate de pești și pe aici. Uitați aici frumos. Uite valul. E mult mai curat ca cel de jos. Merg aici pe dig. Încerc să fac o lansare cu muștele de apă pe verticală. Să vedem ce se întâmplă. Se pare mie n-am mai fost de mult pe aici sau partea aceasta cu burtă s-a lăsat foarte mult. Parcă nu era așa. Dacă se vede acolo, mă, că asta când nu vedem cu totul în baraj. Aici sunt niște cercuri la suprafața apei, sunt obleți foarte mari. Stau mai bine sus aici. Spui, dică mă bag acolo. Încerc să fac lansări. E bun trepiedul ăsta că pusă. E blizea așa, după cum vrei, pe baraj, pe anumite structuri. Da, drumul la furnicuțe, plumbul, așa, să vedem ce se întâmplă. Am zis că fac filmarea în câteva minute și să vedem. O las până jos să vedem ce se întâmplă. Și după aia se urcă așa. Da. Gata, a ajuns plumul pe fund. Moale firul. Strâng. Încep recuperarea. Una, două. Hai să joc și în zona fundului apei. Vedem dacă am vreun atac de pește ceva la furnicuțul ăsta. Probabil că peștii au urcat între ape. E multă activitate la suprafață. N-am avut nici notă. La câteva ture se urc mai sus. E apa adâncuri care 12-13 metri. Nici un atac. Aici am luat niște ștuși la trenă cu twistere, cu barca.
Trolul Gorsi prea mijlul de vedem. Să le ridic sus de tot. Să le las așa. 1, 2, 3, 4. Ia. Și la câțiva metri. Să le joc așa. Întreabă, m-am gândit că da biban ceva. Că pe partea stângă acolo sună. Multe oblete se joacă pe jos pe acolo. Să opolesc și să dau, merg jos acolo, să vedem. Să iau camera și să cobor, băi. La buzi, dar ce le-am, văd că mai vin oblețe de la tavă. Plaja nu s-a zis, timpul este ploios acum, am mai dat soarele. S-a încălzit, se simte. Să văd obliz pe aici, să-i dau puțin pe vertical, să vedem. Dacă... Dacă cineva furnicuțe. Ia să văd eu. Vede ochiul, crede inima, da? Le las așa, la un metru și ceva. Sunt așa o valuri de pește. E soarea foarte mare. O am atacuri. Deci, între apă, n-am niciun atac, nici de biban, nici de nimic. Să schimb, să-i pun un buldon. Și am să-i dau pe suprafață, puțin. Păi și pe lângă malta. Mai aleargă. Simte căldura soarelui. Căldura soarelui, iasă. E ora 14.30. Montajul cu... Pun un buton. Un buton de plumb să facă niște lanțe. Băi, Gabi, bă, ce faci, bă, acolo? Hai? Ce faci tu acolo? Uite, încerc și eu să prinzi un pește. Da, e criză rău pe aici. O să fac o lansare cu un buldo mai în față. Că mai văd niște cercuri pe aici. Să văd ce se întâmplă. Nu, acum, dă du-i la ăla, zi-i mata la plumb. Acum băgai un buldo. Să văd ce... Te joacă pe lângă mal, păcule.
Am 10 minute așa să filmez, de-aia se dă curiozitate. Dă dui pe vertical, nu ia niciun biban. Vă spun eu că bibanii sunt băgați sus pe pod. Dacă dai sus pe pod, partea stângă cu muștele alea, uite acolo. Și pui plumbul, nu e numai acolo din loc. Trebuie să las eu... Știi care e faza? Nu prea le place lor, dar te poți dai acolo pe lângă. Deci n-am avut niciun atac. Acum fac o șmecherie ca să-ți arăt și lumea ta. Camera asta acolo, și eu o să dau cu... Așa puțin. Bă, da. Eu o să umplu ăsta la maxim. Nu ți-am zis eu, mă. Să-i dau scufunda. Uite, s-a atacat. Ha? S-a atacat unul. Bine, să-l dau și în partea asta. Poate atacă la taluză și mă știu. Înțeleg. Ce de liniștit asta, mă, și... Să mă ia. Deci, de căștile și... Soare, m-aș fi dus iară pe coadă. Păi, dar da, de ce nu mai dai dușa ce? Jos la cădere aici. Nu, mă, sunt mici de aici. Nici rău. Fac cu ei, mici așa. Barim aici dacă ar da? Tu știi ce cai sunt? Frumos! Ca e de distanță. Dacă îl umplu, dau 150 de metri. Să vezi făcătură, trebuie. Deci nu ai dat supra. Îi fac cu fundație. Mă face să recur la alte... Baraj ciudat rău, de că... Prea pescuiți cu ăsta. Lasă-mă arăt de aici, de acolo, aveți de alat două gălisi. Cred că e un pește stresat ăsta. Ei, da, moții, nu știu. Alergează pe ce, să dau colea cu funda. Funda să vedem cum se duce. Deci acum muștele vin să funda. Și el e totuși, se vede că e pe aici. Da, asta. Să lasă. Te-a atacat?
Nu. Dar nu vrea să pună gură. Știu toate în jos. Nu mai bine pescuiți mata în jos sau pesc în jos? Da, am pictus în jos, mă gândesc. Te-ai prea. Hai să-i dau și una pe scură, față că jos nu. Așa că spune față și aia, încheie filmare. Dacă nu merge peștele pe budeasa mea. Merge în alte locuri aici. Tău asta ultima. Ai văzut jos ce frumos trebuie. Pierdem vreme, poate, pentru triunghi. Vezi, mai mintele școlul pe coadă la Salcâmpie. M-aș duce pe coadă, dar... La Salcâmp, nu? Aici pe burtă. Unde la Salcâmp? Uite, e acolo, lângă, unde e albul ăla, vezi? Ca nisipul, așa. Aia e burta de la nisipul. La plaja aia e paralelă cu noi. Da, mă, dar nu. Uite, eu am dat. Între primul și al doilea. Ia că mi-a atacat unul. Mi-a atacat unul. Așa, ne-am și scăpat. Mi-a atacat unul, copii. Am înțeles, mă, te-ai dat mult mai încoa. Păi da, mă, pe da. Coadă de tot, vreau să zic. Bă, dar fierbea, bă, fierbea, duminică. Și numai doi mari, numai mari, mari. Și trăgeau, nu? Aha. Bă, dacă am luat aproape 6 kg de pești. Înțeleg. E ceva. Păi da. Este. Cum îl prind să trag? Nu se repede la mosca. N-are eu. Îi spun, a ce mai pe seară, că e pretențios. Uite, vă, că mai bine treceai pe ăla. Uite ce bine joacă în stânga. Ia uite. Acolo sunt la atac. Unde, vă, și cum să zic? Uite, la scări. Și dă-i în larla, sunt foarte mult, foarte multe cercuri și văd atacuri puternice. Alea sunt de... Nu e. Dacă spun eu... Le știi, văd, dar știi nu... când fac așa? Nu, păi nu acu când e calb. Mai sare câte unul de plescâie apa. Fac așa când atacă muștele. Deci ei acolo, dacă sunt pe mâncare, acolo ea. Degeaba dă-mi aici. Dacă spun eu... Știi cum plescâie apa? Ăla e semnul că ei sunt la atac. Da, așa, sunt multe, foarte multe cercuri acolo, față de aici. Eu v-am lăsat. Vă doresc fir întins. Păi și eu mai dau alea și plec.